Traversează toată lumea cu mașina, apoi se întorc acasă cu avionul. Este de fapt inițiativa caritabilă a unor curajoși care străbat mii de kilometri până în Mongolia pentru ca apoi să-și doneze mașinile localnicilor. În lunga călătorie au poposit și în România. Au străbătut 19.000 de kilometri. Punctul de plecare a fost Londra, iar de acolo au pornit în coloană către Mongolia, unde oamenii nevoiași vor beneficia de câte o mașină gratis. Între timp, cei care s-au strâns din toate colțurile lumii au poposit și pe meleagurile românești, unde au avut o noapte de pomină. Priviți-o pe această doamnă, căreia nu-i dăm mai mult de 20 de ani, iar asta poate din cauza tatuajelor și frizurii nonconformiste. Ei bine, a venit să se distreze cu fica ei. Vieții mele e prea lungă, pierdeți tot programul. Aș vrea să știu măcar așa pe rând. Nu, asta este un craniu din flori pe care mi l-a inspirat fata mea, care adoră craniile. Mulți dintre oaspeți au venit deghizați mai ceva ca la Halloween. Australienii, englezii, neozeilandezii și mulți alții nu au fost primiți așa oricum în Mamaia, ci cu o oală plină de gulaș care s-a gătit chiar în fața lor. Și cum să nu mănânci pe săturate din moment ce porția de mâncare este de câteva ori mai ieftină decât în afară? I had one already, it's delicious. Yeah, you like it? Yeah, it's very good. More than the Hungarian ones? Oh, much more, yeah. Yeah. Do you think it's expensive? You know, how much do you pay for it? 2 euros? About £2, yeah. Yeah, something like that, yeah. So. It's cheaper than in England. Yeah, much cheaper. Străinii s-au declarat încântați de țara noastră, însă cei cu un ochi mai critic ne-au oferit și niște sfaturi. Your roads are rubbish. You could do with some money in the roads, but they're very pretty, so yeah, we'll let you off. It's good, I'm enjoying it. Mare ne-a fost uimirea atunci când am dat peste niște români care, culmea, au pornit și ei de la Londra în raliul către Mongolia. Harta nu le-a lipsit din mașină și abia așteaptă să ajungă la destinație, unde să își poată da pe nimic o mașină care valorează câteva mii de euro. După cum vedeți, multe pungi, canistră de benzină, nou-nouță pentru că n-am folosit-o în viața noastră. E una de 20 de litri, mai e încă una prin spate pe undeva de 10 litri. Avem pe undeva pe aici și o trusă de scule. A contat prețul mașinii, investiția, drumul? Au contat toate acestea? Bineînțeles că toate aceste lucruri contează. Poate că acestea sunt și unele dintre obstacolele majore în a face așa ceva. Însă sperăm ca în final toate lucrurile astea să conteze mai puțin și să conteze mai mult experiența obținută în urma raliului, cât și cauza caritabilă. Mâine dimineață vor porni la drum, iar următoarea oprire va fi la vecinii noștri în Bulgaria. Odată ajunși în Mongolia, se vor întoarce către case cu avionul. Și în câteva minute, Mihai Ghiță vă așteaptă la o nouă ediție Asta e România. Iată și câteva dintre subiectele din această seară. Nu stau în Hawaii. În această seară.